La fel am prevăzut aspectul mediu. Vedeți coleagul, așa, coșul de fum e scos sus. El, în mod normal, vine doar deasupra generatorul cu 20 de metri. L-am scos sus de ce? Ca să nu producem disconfort pentru colegii de sigari, e vorba de spital. Spitalul neurochirurgiei, să nu le producem disconfort la pacient și mai departe am scos sus. Ca un motor diesel. Și el, Nu depășește normativ. Nu. Este complet automat, corespunde cu toate cerințele europene. Noi chiar am solicitat certificate cu de conformitate europeană, automatizare. Nu, am văzut că deja sunt inscripții. O venit cu Dar la ambulanță, sigur, de la urmă, pe ce urmă? Bună dimineața, străiți! Bună dimineața! Mergem înainte, drept înainte. Deci aici avem acum o activitate care este în derulare. Este faza de analiză a sistemului informatic. Știți, colegii lucrează în încăperea de dreaptă. Cred că nu se deranjează, dar pot să vă arăt așa cam. Asta e fotografie luată de aici, am făcut în decembrie 2012, iar că aici, direcția asta. Dacă ne uităm de aici încolo, da, iar că așa au fost. Sau la mâna să spicați spațiul, care s-a așa, care... Asta, în primier, guvernul lucra două zile la stop, fără să iasă. Și pentru că ai simțit să-i spune acest lucru, lucra acest lucru. Respectiv, în timpul cât de liber, e bineînțeles, poate fi dezat pentru orice care e necesar. Să-i testat pe prin cărți de... Sunt două chestii de know-how în la acest etaj pe care le-am utilizat. În primul rând este podea. Observați, este o podea supra-înalțată, cum spune, picioroșă de metal. Sunt scos, n-am cu mine, dar se scoate, deci toate cadrele sunt plasate pe desubt. Foarte ușor să poți, în timp de jumătate de oră, poți trage tot etajul cât cadrul lui. Și al doilea know-how pe care... Pun la subpitură să-i arătați lui domnul deputat. Neapărat. Și chiar am făcut omologare pentru produsul dat. Eu nu eram omologat în Moldova, respectiv noi am fost nevoiți să facem omologare. Și a doilea know-how pe care l-am utilizat, dacă uitați, sunt trei porturi. Pentru date, unul pentru date, pentru conectare la sistem informatic, altul pentru telefon, cel e liber. Liber pentru viitor, ca să putem adăuga orice. Respectiv, cablurile pe care le avem aici, am utilizat cablul de date UTP categoria 7, îl permite viteză transferă datelor 10 gigabit pe secundă. Respectiv, noi putem aici aduce fluxuri foarte mari de date, cum ar fi date video, monitorizare video trafic, monitorizarea sau supravegherea obiectelor strategice și mai departe. Cu perspectivă și... Videoconferință și tot așa. Deci, unde lucrează acum grupul tehnic, acolo se elaborează documentele, acolo se analizează, acolo se înaintează propuneri, deci acolo lucrează, se înaintează două, trei versiuni, aici primesc decizii. Nu trebuie să alegi într-o parte, în altă. Adică cei ce văd acolo pe monitor, punând aici pe masă un notebook. Agenția notebook procurată. Da, ele sunt procurate, nu sunt instalate. Deci, factorul decizii, reprezentantul, zice, ministrul, viceministrul, din care va minister, vie de materialul de acolo și se expune vis-a-vis de competența noastră. Mi-e propune și este excepțional, completăm, modificăm. Toată tehnica o să fie ca la masă, ce sunt deja procurate și de copiat și de scos la scanner. Și doamne, asta e un fel de Respectiv, deci aici am prevăzut 20 de locuri de muncă, în încăperea aceasta, plus 5 în spatele peretelui din stare. Aceste 20 de locuri de muncă le-am creat special de stat cu perspectivă. Și noi avem nevoie de 5, chiar 8, pentru serviciul nostru, pentru 901. Poliția cred că are nevoie de 5, tot 8, respectiv, salvarea. Ne ajung locuri suficiente și pentru a găzdui dispecerii de la serviciul de ambulanță. Deci eu am studiat un pic procesul de implementare în alte state.
Și am văzut că la ei a fost totul gândit pas cu pas. Și de ori de multe ori întrebam, de ce faceți atât timp pentru un an, doi, pentru ca să gândiți, să proiectați tot și mai departe. Și ei vă spus că nici o sară nu a proiectat așa, haotic să meargă prima, să spune implementare și primul proiectare sistemului. Toți au mers pas cu pas, au proiectat sistemul, l-au analizat din toate punctele de vedere și numai după ce au trecut la implementare. Dacă îmi permiteți, să avem aici o legătură video cu colegii din mijlocul este Bălțu, în dreapta este semnul operativ de jos de aici, la etajul întâi, și în partea din stânga este 901 din Chișinău, care este vor cu deja. Dacă îmi permiteți, eu să trec la... Și în direct și cu Bălțu și cu Cahulul. Aici vreau să observați un lucru. Pentru viitor o să trebuiască să facem upgrade la îmbunătățirea la sistemul informatic, rețeaua de infrastructură, instrumentele de lucru pe care le punem la dispoziție. Deci am făcut cu forțele proprie ceea ce am putut să facem, reșind și din locațiile bugetare, reșind din forțele proprie de organizare și mai departe. Deci, respectiv, la Bălți am concentrat apelurile de urgență din 12 regiuni din nordul țării. Deci dacă suni la Briceni, la 901, nu mă nimerești la Briceni, la Briceni. Nimerești la Bălți și de la Bălți se dispecializează forța care se află în Briceni. Respectiv, dacă mașina de pompieri, de exemplu, se află deja la o intervenție Briceni și apare al doilea sunet, dispecerul din Bălți vede care este resursa cea mai apropiată și poate fi fie din Ietniți, fie din Ucți, dacă sunt satele, și dispecerul forță și în alt raion. Asta se face foarte ușor și având în vedere faptul că în aceeași loc se află și poliția și ambulanța, ne este foarte ușor să-i trimit la funcție plăcerete rutiere, unde sunt necesare trei forțe împreună. Cu părere de rău, în trecut am avut cazuri când ieșe prima, deci dacă ieșe rutier, am avut cazuri când iese poliția, constată că sunt oameni victime în mașină. Cheamă ambulanța. Ambulanța vine, dar nu poți să-i scot. Respectiv, sună serviciul nostru și noi venim cu descarcerare. Deci am avut cazuri când în raionul Ștefan Vodă, din momentul apelului, primului apel și până când a venit forța noastră, a trecut o oră 42 de minute. Da, nu, e cam așa să ne aveți, nu, să ne aveți ca o investiție, da? Dar... Ce este ideea, în viteză, să înțelegeți, să facem pentru a le include. Ce este ideea, în viteză, să înțelegeți, să facem pentru a le include pentru proiectele și reușite. Ce este ideea, în viteză, să Yeah.